Ana Maria Prodan a obținut prima victorie în plin proces de divorț împotriva lui Laurențiu Reghecamp. Toată lumea știe că Laurențiu Reghecamp a fost destul de reticent cu privire la viața lui personală întotdeauna, dar stați să vedeți documentul oficial publicat de Ana Maria Prodan. Într-adevăr, celebrul antrenor a fost mai mereu secretos atunci când a venit vorba despre viața lui personală, însă de când s-a despărțit de Ana Maria Prodan și s-a aflat că așteptă un copil cu iubita lui Corina Caciuc, a dispărut total din showbizul românesc. Laurențiu Reghecamp a postat ieri un mesaj pe rețelele de socializare prin care a explicat că nu dorește ca viața lui amoroasă să mai fie subiect de discuție și că dorește să fie în continuare cunoscut pentru performanțele sale din viața profesională. Aparițiile mele se vor concentra pe activitatea profesională desfășurată în calitate de antrenor. Nu intenționez să mă implic în discuții de natură conflictuală care nu vizează aspecte de interes public și nici să răspund unor eventuale acuzații neîntemeiate, a scris Laurențiu Reghecamp pe Instagram. Ei bine, răspunsul Anei Mariei Prodan nu a întârziat să apară. Laurențiu Reghecamp a depus o cerere pentru a interzice secția impresarii să mai discute despre el atât în presa de la noi cât și în presa internațională. Iată că această cerere i-a fost respinsă. Laurențiu Reghecamp a cerut în instanță să îi se interzică Anei Mariei Prodan să folosească imagini cu el sau să vorbească despre el, indiferent dacă este vorba despre presa de la noi sau cea din afară, însă instanța i-a respins această cerere. Ana Maria Prodan a publicat pe contul său oficial de Instagram și dovada primei sale victorii împotriva lui Laurențiu Reghecamp, însoțită de un mesaj ironic. "Te iubesc, soțule," a adăugat Ana Maria Prodan în descrierea imaginii.